Ei, bună dimineața tuturor! Iarăși este vineri, orele 10, și noi vă invităm iarăși la tradiționala discuție despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Vitalia Ramescu, cineva a intrat, dar nu știu dacă Vitalia Ramescu este în drept să intre în această discuție. Vă invităm la discuția de astăzi, care va fi axată pe un subiect într-un fel de nișă, și unical într-un fel în Republica Moldova, care se numește Cahulul Digital, de mai multe perspective. Vom discuta cu invitații noștri, care o să-i prezint imediat, dar reamintesc că discuția noastră este organizată de către IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare. Privesc.eu, colegi Radu, Vitalie, Constantin, toți colegii, mersi tare mult, și Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. De ce noi facem aceste discuții în fiecare vineri, sistemic, și vom continua să facem acest lucru? Pentru ca să evidențiem principalele elemente care sunt de noua prioritate națională, transformarea digitală, care noi vedem prin mai multe acțiuni. Noi vedem prin nominalizarea acestei noi priorități în programul de guvernare actualei guvernări, prin nominalizarea unui vicepremier pentru transformare digitală, care are funcția de a coordona activitatea mai multor instituții și, la modul general, acest efort de transformare digitală, dar și dezvoltarea unei strategii naționale de transformare digitală 2023-2030, care se află în acest proces de dezvoltare în acest moment și tare sperăm să fie gata până la sfârșitul acestui an. Deci este acest lucru foarte important, este că odată adoptată această strategie, va deveni un document de fapt fundamental și într-un fel obligatoriu pentru toate instituțiile din Republica Moldova, nu doar cele guvernamentale, ci și administrațiile publice locale. Astăzi discutăm cu doamna Stella Bădin. Doamna Stella Bădin este viceprimar al municipiului Cahul, unicul, conform datelor mele, viceprimar din Republica Moldova, responsabil pentru digitalizare. Discutăm cu doamna Natalia Bejan. Doamna Natalia Bejan este director executiv la Startup Moldova. Discutăm cu Cătălina Plinski, care este coordonatoarea programului Digital Impact, care a fost lansat ieri și se află în plin proces de start, și cu doamna Corina Andronic. Doamna Corina Andronic este vicedirector Startup City Cahul. Bună dimineața tuturor! Eu propun să începem în felul următor, să ne prezentăm foarte pe scurt care este profilul, de unde veniți, cu ce se ocupă organizația dumneavoastră propriu-zis. Eu am făcut introducerile de bază, dar vă rog să spuneți 1-2 minute despre rolul instituției pe care o reprezentați dumneavoastră în acest ecosistem de transformare digitală a Republicii Moldova, implicit prin transformarea digitală a Cahulului. Să începem de la doamna viceprimar Stella Arteni și noi am agreat aici că vom discuta pe tu, ca să fie cât mai prietenos posibil. Stella? Bună ziua, dragi prieteni! Sunt viceprimarul municipiului Cahul. Într-adevăr, sunt responsabilă pe partea de, inclusiv pe partea de digitalizare. Municipiul Cahul și-a asumat rolul de pionier în digitalizarea serviciilor. Suntem foarte deschiși și încercăm să beneficiem de toate oportunitățile posibile în aceste timpuri. Ne bucurăm foarte mult de deschiderea atât a beneficiarilor cât și a donatorilor pentru acest sector. Este un sector extrem de important pentru noi, pentru că orice îmbunătățire a oricărui serviciu prestat atât de municipalitate cât și de parteneri nu are decât să aducă un impact pozitiv asupra vieților noastre. Iar noi, ca și centru universitar, ne dorim să fim cât mai atractivi, să ne păstrăm copiii acasă și, de ce nu, să atragem și alți tineri în regiune. Mersi tare mult, Stella. Corina? Da, bună ziua. Sunt Corina Andronic, sunt partea echipei Startup City Cahul, un proiect care este localizat în regiunea Cahul, un proiect finanțat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Suedia, și este important să menționăm că în tot acest
format o instituție de referință și care vine cu parte de expertiză și de transfer de experiență este ATICU, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. De ce spunem expertiză? Pentru că lucrurile se întâmplă pe partea de digitalizare, atât cu implicarea instituțiilor de învățământ și a domeniului de afaceri. Ce ne dorim noi foarte mult este să ducem aceste experiențe și această expertiză în regiunea Cahul, implicând în implementarea proiectului EU for Moldova Startup City Cahul atât municipalitatea, atât domeniul de afaceri din regiune, Universitatea de la Cahul, Bogdan Petriceicu HD-ul și instituțiile existente acolo, atât de învățământ cât și domeniul de afaceri. Bună, mersi tare mult, Natalia! Da, bună ziua, colegi! Natalia Bejan, director executiv la Fundația Startup Moldova. Eu vin cu background din domeniul startup-urilor tehnologice, ultimele două joburi pe care le-am avut în China și în Republica Cehă, fiind exact în domeniul de startup-uri, după care am revenit acasă după 11 ani și de 9-10 luni de zile sunt director la Fundația Startup Moldova. Ce facem noi și ce încercăm noi să facem este, bun, eu zic că the Northern Star este ca noi să aducem în Moldova primul și după care următorii unicorn, de fapt nu să-i aducem, dar să-i creștem la noi acasă. Ce ar însemna asta? Asta înseamnă să găsim toate pârghiile, resursele necesare de suport a inițiativelor, inclusiv și de digitalizare, dar mai mult de inovație tehnologică prin care să creăm startup-uri, să încurajăm crearea de startup-uri, de idei iarăși tehnologice, care să crească, care să aibă un impact nu doar la noi acasă, dar hai să începem de acasă. Și în acest sens programul Digital Impact de la Cahul este un exemplu tare, tare, tare fain, pentru că ne ducem în regiune și facem cunoștință cu regiunea și facem pentru regiune. Și chiar discutam cu Cătălina zilele astea, că ziceam că atunci când faci un program, un proiect, o viziune, o strategie la nivel de țară, asta câteodată pare destul de, nu știu, de, nu că netransparent, dar parcă nu înțelegi exact unde tu ce palpezi, cu cine exact o să lucrezi. Când te duci la Cahul, cum am făcut-o noi ieri și am făcut cunoștință cu cei aproape 60 de antreprenori care au venit, deci pentru un raion să vină într-o sală 60 de antreprenori, că noi la un anumit moment cu Corina căutam scaune, asta e o chestie extraordinară și după asta stai să interacționezi cu ei și să înțelegi exact de ce ei au nevoie, asta e super fain. Dar intru în detalii, pasez mai departe Cătălinei să zică ea cu ce ne ocupăm noi la Digital Impact. Cătălina? Bună ziua tuturor! Eu sunt Cătălina Plinski, sunt coordonatoarea programului Digital Impact și la ceea ce a spus Natalia vreau să adaug doar că într-adevăr, ne dorim să creăm câteva istorii de succes răsunătoare în Moldova și să motiveze mai departe și alte regiuni și alte raioane să preia experiența din Cahul și, cum a spus și dumneavoastră, am repetat de rândul, să facem din Cahul o capitală digitală. Mulțumesc! Cătălina, ne-am agreat pe dumneavoastră. Okay? Ok, haideți să începem cu o întrebare super simplă. De ce Cahul? Știți, eu în Facebook tot scriu tot felul de chestii, că bate inima serios și așa mai departe, capitala digitală și așa mai departe. Și mi-au scris multe, multe persoane, de ce Cahul, când vine Digital Impact la noi, de ce au fost selectați ei, de ce nu avem aceste oportunități și trebuie făcut pentru asta și așa mai departe. Haideți să răspund la o întrebare super simplă. De ce Cahul? Și de ce Cahul trebuie să fie capitala digitală a Republicii Moldova? Haideți să luăm aceeași logică. Stella? Răspunsul meu nu poate fi unul foarte obiectiv la această întrebare. Bineînțeles că voi fi foarte subiectivă, dar e firesc. Reprezint regiunea Cahul și aici inima mea bate cel mai tare. De ce Cahul? Pentru că este capitala de sud a țării, pentru că este are toate ingredientele necesare să obțin acest titlu de capitală digitală. Recent am obținut și titlul de capitală culturală, suntem și centru universitar. Avem toată deschiderea, asumarea cu tot cu gobernați și cu tot ce presupune, pentru că a fi un pionier nu înseamnă neapărat un lucru ușor, din contră. Și atunci trebuie să-ți asumi și tot feedback-ul ăsta negativ pentru greblile pe care urmează să călcăm. Noi ne le-am asumat și nu vrem să așteptăm, deși ne bucurăm enorm de mult de faptul că și țara este în aceeași barcă pe digitalizare și îmbunătățirea prestărilor serviciilor pe care le avem noi și inovație, dorim totuși să o luăm înainte pe cât de mult posibil, mai ales având și această oportunitate de
a avea EU for Moldova în cu focusul pe Cahul și Ungheni, având și Startup City Cahul. Deci avem toate ingredientele necesare să luăm startul acum și ulterior să putem împărtăși și noi din experiențele noastre bune și mai puțin bune cu orașele noastre din țară. Deci, într-un fel, vreți să deveniți un fel de lider național în transformarea digitală ca să creați această dependență de soluții digitale și să puteți exporta în toată Republica Moldova. Absolut. Corina, voi de 2 ani sunteți în Cahul. Cel puțin tu, nu ne-am întâlnit de multe ori. De ce Cahul? De ce Cahul? De ce Cahul în primă instanță pentru a valorifica potențialul? Așa cum menționa și Stella mai devreme, Cahulul este un oraș al tinerilor, așa cum găzduiește o serie de instituții de învățământ, atât vocațional cât și de studii superioare. Care sunt este ele? Un avantaj. Corina, care sunt ele? Avem Universitatea de Stat de la Cahul, Bogdan Petriceicu HD-ul, avem Colegiul Industrial Pedagogic Iulia HD-ul, avem Colegiul cu profil de medicină, avem școlile vocaționale, adică un grup destul de dens de tineri care vin la Cahul pentru studii din sudul țării, din raioanele Cantemir, Leova, Cahul, Taraclia, cam asta este acoperirea geografică. Mai este un așa numit provocare pe care încercăm să o transformăm într-o oportunitate, distanța față de Chișinău și poate să exploatăm un pic legătura pe care o au oamenii din sudul țării cu acea regiune, faptul că ei vor să rămână în regiune. E o oportunitate, pot spune așa, chiar dacă înseamnă foarte multă muncă care vine atât din partea donatorilor, din partea Uniunii Europene și iarăși mai este o oportunitate, acea expunere, dacă vreți, și conectivitate cu Uniunea Europeană pe dimensiunea de frontieră. Aici este loc de dezvoltare de soluții de ordin logistic, comerț, export, tehnologii, producție, de ce nu, și capacitate de recepție a turistului. Să valorificăm faptul că sunt câteva puncte de frontieră de trecere în acea zonă a regiunii. Corina, eu aseară discutam cu colegi de la TVR România, din București. Mi-au solicitat un interviu și am discutat vreo jumătate de oră să apară. Și eu discutam despre Cahul cu ei, inclusiv din perspectiva la două chestii, sau trei, dacă doriți. Da? Deci, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României au semnat un acord de a construi acest spațiu digital comun, de a interconecta sisteme și așa mai departe. Și eu cred că acest spațiu digital comun, care trebuie să fie umplut cu content, cum spunem noi, deci trebuie să aibă și această dimensiune transfrontalieră. Și o soluție care lucrează la Cahul, de-a poate să lucreze și la Galați, foarte simplu. Și acest element global, al treilea element, că în care noi suntem deja și nu putem cumva să excludem că noi suntem parte din acest ecosistem global, să interconectăm într-un fel cu Uniunea Europeană. Și noi vedem la IPRE și împreună cu colegii, vedem tot acest efort de transformare digitală și ca un fel de impetus, un fel de trigger, dacă doriți, la tot ce înseamnă procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Natalia, ai spus de unicorn, ai spus acest cuvânt magic. În Estonia, în țara care mă aflu, sunt 10 companii, care sunt 10 la 1,3 milioane de locuitori, care au capitalizarea de piață mai mare de $1 miliard. Și ce este important este că nu toate sunt în Tallinn, ci câteva dintre ele sunt din Tartu. De ce îi spune Tartu? Pentru că Tartu este capitala de sud a Estoniei și Tartu este capitala europeană culturală 2024 și sunt foarte multe similitudini cu Cahul. Și noi încercăm împreună cu primăria orașului Cahul și cu Stella să facem cât mai multe conexiuni pe această dimensiune. Vezi următorul unicorn la Cahul, că ai repetat și ieri, eu am ascultat discuția ta, discursul tău și astăzi. Spune mai mult despre acest vis al tău. Da, și unul dintre motivele de ce Moldova nu este în topul, nu știu, hai să zic, nu este nici măcar în top 50 de țări din perspectiva de dezvoltare a ecosistemului de startup-uri, unul dintre motive este pentru că Chișinăul anul trecut, până în anul trecut, era considerat ca unicul hub, cumva, din Republica Moldova, deci nu există alte orașe pe harta de startup-uri din Republica Moldova, precum vizualizat de Startup Blink, care face raportul respectiv, și chestia asta nouă ne scade extrem de mult din ratingul de țară, deci faptul că doar la Chișinău se întâmplă ceva pe startup-uri,
întreaga țară are de suferit la nivel de rating. Spre deosebire, de exemplu, de Statele Unite ale Americii, nu vreau acum să dau o cifră greșită, dar sunt peste 200 de orașe cu siguranță care sunt pe hartă startup-urilor, ecosistemelor în care se întâmplă ceva. Noi avem nevoie la Chișinău să dezvoltăm alte hub-uri regionale pentru ca întreaga țară să aibă un rating mai bun. Deci asta este o necesitate absolut normală, necesară pentru oricare țară. Vreau să mai menționez și faptul că, așa dintr-o perspectivă tare pragmatică cumva, Kahulu acum are și norocul și avantajul faptului că a fost selectat a fi unul dintre cele două orașe, regiuni cheie, pentru că, iarăși, absolut pragmatic, noi suntem implementatorul de proiect, implementatorul de program care vine cu toată partea asta operațională, cum vom face, cum vom selecta, cine sunt mentorii, cum vom, nu știu, lucra cu fiecare idee ca să fie implementată cel mai bine. Noi nu am avut de ales că mergem la Kahulu sau mergem la Drochia, de exemplu. Deci, din perspectiva asta, Kahulu deja are o șansă, cumva, un noroc aproape, dar de fapt este o șansă care este garantată și din donatorii străini, care în sensul ăsta, știi, vin cu un credit de încredere destul de mare, cu o promisiune destul de mare și acum Kahulu trebuie să facă doar maxim posibil din chestia asta și să valorifice la maxim. Eu nu încerc să zic nimic negativ prin chestia asta, dar noi nu am avut de ales Kahulu. Kahulu este norocos să fi fost deja ales de donatorii externi, care oricum joacă un rol extrem de important în domeniul ăsta. Eu ce mai vreau să mai zic încă o chestie, noi am fost săptămâna asta de două ori la Kahulu, deci am făcut drumul încolo și înapoi, de două ori, și de fiecare dată, chiar vorbeam iarăși la eveniment cu cineva, Palatul de Cultură din Kahulu, el acolo fierbe și luni și vineri, joi de fapt noi când am fost. Noi luni când am venit aleatoriu să vedem sala în care urma să facem joi evenimentul, noi nu am putut să intrăm în ea, am deschis-o pe două secunde, dar știam că deja acolo ceva se întâmplă, este un careva eveniment. Chestia asta e super faină. Deci eu nu cunoșteam Kahulu de aproape, de fapt am fost pentru prima dată chiar anul ăsta la Kahulu, dar eu văd că se întâmplă lucruri. Eu am văzut prin activitatea antreprenorilor de ieri, prin receptivitatea lor, că ei au venit la eveniment, că au venit un număr destul de mare, că există deschidere. Noi am fost luni la Kahulu, noi ne-am întâlnit cu toate persoanele cheie din practic, toate domeniile pe care ne-am propus să cunoaștem, atât primărie, cât și Consiliul Municipal, cât și Incubatorul de Afaceri, cât și Camera de Comerț. Deci există deschidere. Deja, acum iarăși, hai să vedem cum o valorificăm noi și cât de bine implementăm tot ce ne punem la cale. Da, Natalia, mersi tare mult. Există, știți, așa un fel de fobie și un fel de neîncredere și un fel așa cumva în aer, cu nimic. Și asta e omniprezent și noi discutăm exact tematici de genul ăsta, adică nimic nu o să reușim, nimic nu o să fie posibil de făcut, acolo undeva la Kahulu și așa mai departe. Dar eu cumva să fac așa un fel de paralelă cu ce ai spus, cu acești indicatori macro, pe tot ce înseamnă startup și așa mai departe. Știți, cumva 7-10 ani în urmă, și te rog să mă corectez aici, dacă se discuta despre Silicon Valley, da? Că acolo undeva în San Francisco, nu știu ce se întâmplă și așa mai departe. Ați auzit ultimul an sau jumătate de an să discută major despre Silicon Valley? Ideea este că acum inovația poate fi global, pentru că cineva care vrea să dezvolte un startup undeva pe o insulă din Oceanul Indian nu are nicio problemă să fie interconectat așa cum o facem noi în momentul ăsta. Asta unul, da? Cred că asta e super important. Și această rată de penetrare care o pot avea companiile IT, dacă le se fac condițiile corespunzătoare, pentru companiile IT, unde vin actualmente? Ei vin acolo unde lor le este confortabil, unde iau o deschidere din partea autorităților, unde iau niște, nu știu, tot felul de exemplu, noi vorbeam cu Natalia Donțu despre MITP, cu cei 1260 de rezidenți în parc, care generează 4,2% din produs național brut, da, 15-16 mii de oameni. Deci, practic, este ca un minister, dacă doriți. Și noi chiar glumeam cu Natalia și făceam această propunere public să facem o ședință de guvern la MITP. De ce nu, dacă s-a făcut la Kahulu și la Ungheni? Dar noi am discutat deja despre Digital Impact un pic. O să rugăm pe colega noastră, Cătălina, să ne spună un pic despre principalele elementele acestui Digital Impact. Când, ce are loc, care sunt acei termeni limită și Cătălina poate face și un apel la, nu știu, la participare, din cui se adresează și așa mai departe. Câteva elemente principale, după care intrăm în detaliu un pic mai mult. Cătălina. Da, mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu cât mai succintă ca să nu monopolizez discuția.
Programul Digital Impact este destinat atât antreprenorilor din regiunea Cahul, cât și instituțiilor publice sau autorităților publice locale, instituțiilor asociative și așa mai departe, în care ei pot accede la finanțare de până la 780.000 de lei pentru digitalizarea proceselor interne, proceselor de lucru și, în general, pentru un impact asupra digitalizării regiunii. Programul are o durată de 16 luni de zile, dar ce este important la momentul de față este să știm că deadline-ul pentru prima etapă de aplicare este 30 noiembrie. Procesul de aplicare, în general, va avea loc în două etape. La prima etapă solicităm doar o notă conceptuală, să-l numim un formular de descriere a ideii de digitalizare și o declarație de onoare. Deci procesul de aplicare este foarte, foarte simplu și încurajez și fac apel la toți cei interesați din regiune să își depună ideea. Unul din mentorii noștri ieri la evenimentul de lansare a spus că nu există idei greșite. Nu există idei greșite, nu există idei proaste, chiar încurajăm pe toți să-și pună ideea pe hârtie și să o expedieze. Vom reveni cu feedback la fiecare aplicant, solicitant, dacă în cazul în care solicitanții nu vor fi selectați. În general, ne dorim să finanțăm de la 10 până la 20 de soluții, de inițiative de digitalizare în regiune. Și sperăm, apropo, vreau să mai anunț un eveniment. Pe data de 24, cei care nu au reușit să participe ieri la evenimentul de lansare în Cahul, la prima sesiune de informare, pe data de 24, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri online, împreună cu toți mentorii din program, unde veți putea să acordați iarăși întrebări despre program, despre detaliile de participare și procesul de aplicare. Cătălina, Cahul înseamnă doar Cahul, pentru că eu știu că nu este doar municipiul Cahul, ca să fie foarte clar. Așa, da? Este. Unu, și doi, specific exact unde ei pot găsi informația corespunzătoare, ce care doresc să aplice. Așa este. Da, regiunea Cahul înseamnă pentru noi raioanele Cahul, Taraclia, Cantemir și Leova, deci toți cei care își desfășoară activitatea în aceste raioane sunt eligibili pentru a aplica. Unde putem găsi informația? Pe pagina de Facebook, există o pagină specială a programului pe Facebook, Digital Impact Focus on Cahul, dar și pe pagina web a Startup Moldova puteți găsi toate detaliile și pe lângă aceasta, și pe pagina de Facebook, și pe pagina web a Startup City Cahul, și partenerii din regiune ne ajută cu distribuirea informațiilor, așa că sunt sigură că informația este vizibilă. Ok, Cătălina, mersi tare mult. Stella, ce vă așteptați voi de la proiectul ăsta? Cum credeți? O să aveți suficiente, insuficiente aplicate și ce trebuie de făcut să avem o cantitate cât mai mare și o calitate cât mai mare a acestor proiecte? Pentru că, după mine, cel mai important criteriu, de fapt, a acestor proiecte este să aibă un impact cât mai mare asupra regiunii, asupra orașului, asupra simplificării proceselor și procedurilor, nu atât a antreprenorilor, nu doar a antreprenorilor, ci și a proceselor publice, pentru că ce probabil nu a spus Cătălina este că acest proiect este adresat și administrațiilor publice locale. Mă refer aici nu doar la administrația orașului Cahul, ci și probabil, nu știu dacă ne puteți spune, sunt și administrațiile rurale, sunt și administrațiile consiliilor raionale sau nu, e posibil de mixat toate aceste elemente? Stai la ce vă așteptați și după asta, dacă e posibil, această întrebare un pic mai complexă, fiecare câte un minut, doi, să vă expuneți. Stella, ce vă așteptați voi de la acest proiect și ce faceți ca să avem cât mai multe și cât mai calitative aplicații? Chiar am avut o discuție cu fetele pe interior pentru temerea aceasta dacă vor fi suficiente sau nu aplicații în prima fază. Eu personal cred că oamenii, atâta timp cât vor înțelege exact care sunt pașii și ce au de făcut, cu certitudine cererea și interesul va fi unul la cote maxime, deoarece în Cahul forfota asta pe digitalizare, tehnologizare e de cel puțin 2 ani de zile pe intens, pe mai multe paliere și acum este oportunitatea în care să transpunem în realitate acele planuri, acele vise, acele dorințe, pentru că există și acest suport financiar, ceea ce până acum nu a existat sau cel puțin nu la acest nivel.
Cu certitudine vor fi foarte mulți aplicanți, dar, repet, în momentul în care ei vor înțelege exact despre ce este vorba și care sunt așteptările noastre față de ei sau ce au ei de făcut mai exact. Pentru că este foarte simplu pentru noi să înțelegem, pentru că cu asta mâncăm în fiecare zi, dar agenții economici și celelalte instituții, activitățile pe care le desfășoară ei zilnic sunt altele. Ce știu ei este ce provocări au. În schimb, ce nu știu ei este cum să-și soluționeze acele provocări. Și aici este necesar să venim noi cu idei, cu soluții, nu doar da, noi oferim banii ca să vă soluționăm vouă niște provocări. Și mă bucur foarte mult faptul că pe data de 24, vreau să repet încă o dată, va exista din nou această sesiune de instruiri, unde se pot conecta toți cei care n-au putut fi fizic la această ședință de ieri, deoarece, din păcate, oamenii, din păcate, de fapt este un lucru bun că ei sunt foarte prinși în activitățile lor zilnice, dar acest lucru oarecum îi și împiedică să vină la asemenea întâlniri să se informeze și atunci ratează niște oportunități. Ori acest online, această întâlnire online în care vom dezbate încă o dată care sunt pașii, care sunt posibilitățile și beneficiile lor, cu certitudine vor fi aplicațiile în număr generos. Care este așteptarea mea la nivel de regiune ca și impact? Cu toată deschiderea și cu toată bucuria, consider că este un prim prag de a trece dincolo de râu. Nu doar să admirăm din exterior ce fac celelalte țări civilizate și cum reușesc să obțină niște servicii calitative, ci vor fi primele exemple implementate de servicii calitative de viață mai ușoară, mai plăcută, mai atractiv și mai ușor și mai ieftin. Stella, noi să discutăm un pic mai târziu despre câteva exemple. Dumneavoastră ați fost în Estonia, ați fost în alte țări, ați văzut ce funcționează, ce nu funcționează, ce este aplicabil, ce nu este aplicabil. Dar întâi să finalizăm această mini-rundă de întrebări despre așteptări. Corina? Noi avem așteptări, poate din simplu considerent că lucrăm de atâta timp la Cacul. Eu mizez foarte mult pe capacitatea antreprenorilor din regiune și accentuez antreprenori care au capacitate, au potențial și ar putea să-și lărgească piața dincolo de limitele regiunii, dincolo de limitele poate ale țării și aș pune accent pe aceste domenii care au prioritate sau care au potențial pentru regiune. Vorbim de logistică și comerț, agricultură, turism, dar dincolo de domeniul ăsta strict al antreprenorilor există și capacitatea și potențialul administrației publice. Și am să mă opresc aici, nu neapărat naționale sau locale, pentru că noi conturăm și un alt perimetru când vorbim despre regiune, nu ne limităm la teritoriul administrativ al raionului sau a municipiului Cacul. Spun aici și despre autorități, pentru că este momentul în care pot valorifica potențialul de a promova mai intens serviciile existente, lucru pe care noi îl facem prin activitățile de la Cacul și să identifice servicii care pot suplini acel necesar local. Vorbim despre un mediu mai rural, vorbim de sate, vorbim de școli aflate în sate, în acea regiune și aici este loc de servicii care ar tăia din aceste distanțe, pe de o parte, care ar face conectivitatea și interacțiunea dintre instituțiile publice din diverse localități mult mai simplistă și să găsim soluții, de ce nu, și pentru, dacă vreți, transpunerea digitală sau transferul de capacitate și timp a profesorilor, de ce nu, pentru alte școli în format hibrid sau format online, extinderea activității instituțiilor publice, astfel încât să ajungă la toți cetățenii, fără a fi nevoie să se deplaseze expres în centrul raional. Așa că loc de servicii mai bune există. Ceea ce este important pentru noi este și ce va urma în materie de cerere. Și asta este important să accentuăm. Noi cerere. Suntem prezenți acolo. Ce ai în vedere, Corina, prin cerere? Asta și vă spun, noi suntem acolo să suplinim și acea necesitate de instruire și formare. Eu tare mult îmi doresc ca după acest exercițiu de note conceptuale să avem și solicitări exprese de consolidare de capacități a angajaților întreprinderilor mici și mijlocii,
a angajaților din cadrul între instituțiilor publice și ofert, pentru că noi avem această ofertă de instruire și formare a competențelor digitale pentru publicul larg, care poate fi făcut în cadrul Startup City Cahul ca și activitatea hub-ului regional. Corina, mai adaug aici poate de la mine ceva. Poate așteptăm și mai mulți studenți la universitate ca să fie interesați de acest subiect și profesori și de la instituțiile vocaționale și școlile corespunzătoare și lucrători culturali. Pentru că noi întotdeauna repetăm că transformarea digitală nu este o chestie pur tehnologică, care discutăm imediat cu Natalia, ci natura umană acestui proces este super importantă. Deci, într-un fel, să conjugăm toate aceste eforturi. Natalia, eu ascultam ieri despre faptul că voi o să aduceți și o echipă de companii IT. Deci, noi deja am spus că noi avem o deschidere din partea municipalității, din partea Cahului. Noi avem, de fapt, unica municipalitate care are cât de cât o strategie clar definită despre digitalizare și în care este implicată multă lume. Avem această deschidere inclusiv și financiară din partea dumneavoastră pentru prima dată și unicat de fapt în Republica Moldova. Aveți mentori în cadrul programului care vor ajuta potențiali aplicanți. Unde vreau eu să ajung? Eu vreau să ajung la ideea că noi nu, sau dumneavoastră, nu lăsați singuri acești oameni, acești potențiali aplicanți, dar inclusiv și o să-i ajutați cu expertiză tehnică, da, ca să le explice potențialilor aplicanți care sunt posibilitățile reale, care sunt posibilitățile de aplicare a acestei idei și așa mai departe. Natalia, povestește-ne un pic mai mult despre cum vreți să interconectați potențialii aplicanți, cum nu vreți să-i lăsați singuri în fața sorții, inclusiv din punct de vedere tehnologic, vă organizați o discuție separată cu veți organiza cu aplicanții când, cum va avea loc, pentru ce faci acest lucru și de ce acest lucru este important. Da, partea tehnică, mersi Victor, partea tehnică într-un proces de digitalizare este critică, absolut critică. Cred că sunt două componente, ele sunt foarte multe componente. Un lucru care noi avem nevoie sunt ideile propriu-zise, deci antreprenorii care se decid care este procesul pe care vor să-l digitalizeze sau produsul pe care vor să-l creeze și deja partea de implementare care înseamnă o grămadă de IT, lucruri pe partea de IT. Și exact din cauza asta, ieri a avut și o mini-speech în tot programul nostru Natalia Donțu, care este administratoarea parcului IT din Republica Moldova, care și-a exprimat oficial și neoficial toată deschiderea pentru ca să conecteze companiile din regiunea Cahul cu toată baza de date, cu toate companiile IT pe care noi le avem în parcul IT. Dar, de fapt, în parcul IT sunt toate companiile IT din Republica Moldova, pentru că... 85%. 85%. Da. Okay. Destul de multe, hai să zicem. Deci există deschiderea de a ne expune companiilor IT, asta este în primul rând. Într-al doilea rând, ieri eu nu am punctat exact, dar ieri în sală au fost prezente două companii IT din Chișinău care au venit doar pentru evenimentul ăsta. Eu nu i-am invitat numai decât să vină pentru că nu le-am promis niciun fel de incursiune și nu era formatul gândit pentru ca companiile IT să vină în fața audienței care era acolo pentru ca să le vorbească, dar ei au venit pentru ca să înțeleagă ce se întâmplă aici la voi. Și ce cu bugetul ăsta? Și cu programul ăsta de digitalizare? Cum putem participa? Exact. Care este rolul nostru ipotetic? Da, și noi deja am discutat cu echipa, inclusiv cu Corina Andronic de la Startup City Cahul, despre faptul că noi vom iniția numai decât o vizită a companiilor IT de la Chișinău, la Cahul, într-un format similar cu ceea ce am făcut noi ieri, doar că vom pune accentul pe când noi vom preselecta primele idei din Cahul, cam ce am după etapa de notă conceptuală, pentru că acei antreprenori vor avea la dispoziție aproape 2 luni de zile pentru ca să lucreze la proiectul detaliat, la bugetul detaliat, la sarcinile tehnice și așa mai departe. În procesul ăsta de 2 luni de zile să aducem companiile IT la Cahul pentru ca să-i conectăm cu cahulenii, cu cei preselectați, pentru ca cei preselectați să-și prezinte pe scurt ideea, iar companiile IT să le ofere feedback. Cât e de complicat, la ce ați uitat să vă gândiți, poate mai schimbăm cumva careva aspecte sau poate careva soluții deja există și putem să le combinăm, nu știu, doar să fie partea de personalizare mai mult lucrată și așa mai departe. Inclusiv chiar mă gândesc poate chiar și la sesiunea de Q&A de săptămâna viitoare să invităm
câteva companii IT, pentru că există cineva foarte concret care a venit la mine și mi-a spus, uite, noi am făcut asta. Hai să dăm un exemplu, pentru că noi asta ieri am discutat chiar în cadrul evenimentului. Cineva spunea despre livrare, livrarea online. Deci, de exemplu, Corina chiar spunea că ea ar vrea bunicii ei, care este într-un sat sau într-un oraș, nu contează din regiune, să poată online să-i comande un coș de produse care să-i fie livrat acasă. Uite, toată platforma asta este deja dezvoltată și ea este în lucru la noi, la Chișinău, ea lucrează. Ea a fost dezvoltată de o companie IT care are produsul ăsta și care este gata să îl ofere mai departe și să-l integreze. Uite, ei sunt de fapt cei care au fost ieri prezenți și la Kahoot, doar că nu a fost momentul potrivit ca să-i insereze în programă. Deci, exemple de genul ăsta, că totuși poți fi sinergii dintre antreprenori și companiile IT. Natalia, aici două mici remarci, dacă dorești. Noi, atunci când am conceptualizat Strategia Națională de Transformare Digitală, eu am participat în acest proces, chiar am coordonat acest proces în această fază. Deci, obiectivul strategic numărul 6 al Strategiei Naționale de Transformare Digitală înseamnă tot ce înseamnă dezvoltarea Moldovei ca stat digital și a sectorului IT, a domeniului la modul general. Pentru că noi ce facem? Noi în Republica Moldova dezvoltăm multe soluții. Acum, slavă Domnului, în ultima perioadă sunt mai multe companii locale, vorbesc acum de sectorul IT, care participă. Conform datelor de la MITP, sunt 50 aproximativ de companii din cele 1250, care reprezintă 85% din companiile IT, care participă într-un fel sau altul în dezvoltarea de soluții locale, deci digitale. Deci există această expertiză și noi trebuie cumva să ne fierbim în această interconectivitate dintre diferite proiecte, ca Hull în cazul corespunzător, și companiile locale. Deci este super important acest moment. Companiile locale înțeleg mai bine contextul. Înțeleg mai bine necesitățile, problemele și cum ele pot fi soluționate. Și al doilea element care vreau să-l punctez este exact ce ai spus tu, cu referire la faptul că nu neapărat să inventăm bicicleta. Nu e neapărat să luăm o soluție de la zero, dezvoltăm un tioar tehnic, așa cum îmi spun colegii în o discuție, că dacă tioarul e super complex, atunci noi, de fapt, ucidem inițiativa de la bun început. Pentru că noi, de fapt, când dezvoltăm tioarul, s-ar putea întâmpla ca să dezvoltăm soluția și deja să fie veche. Deci sunt așa de rapide aceste elemente. Catalina, spune-ne, te rog, foarte pe scurt, cine poate aplica, cine nu poate aplica, ce domenii, de exemplu, unul, două exemple, pot fi aplicat și ce nu pot fi aplicat, ca să clarificăm un pic pentru cei care ne ascultă. Și după asta o să fim o mică pauză, eu trebuie să spun un mic anunț de la Agenția de Guvernare Electronică, partenerii noștri. Cătălina. Da, mulțumesc. Cum spuneam, pot aplica antreprenorii individuali din regiunea Kahoot sau grupuri de co-aplicanți care să includă și autoritățile publice locale sau instituții publice. Deci sunt două categorii de aplicanți, individuali și grupuri. Criteriul principal într-un grup de co-solicitanți este ca cel puțin unul din co-solicitanți să fie din regiunea Kahoot și soluția proiectul propus să fie pentru regiunea Kahoot, pentru beneficiarii din regiunea Kahoot. Acum, care sunt domeniile cheie ale programului? Sunt menționate 5 domenii cheie ale programului. Acestea sunt comerț, logistică, agricultură, turism și guvernare, servicii publice, dar vreau să menționez un lucru foarte important, că nu ne vom limita doar la aceste 5 domenii cheie. În momentul în care vom avea soluții de digitalizare care vor fi foarte bine argumentate pe partea de impact și pe partea de relevanță pentru regiunea Kahoot, cu siguranță vom merge și pe aceste soluții. Deci noi urmărim obținerea de proiecte sau implementarea de proiecte cât mai relevante, cât mai utile pentru regiune și cu un impact cât mai mare. De asta nu ne vom limita doar la aceste 5 domenii. Cătălina, spune-te rog cele 20% contribuții proprii, de ce acest lucru este important? Da, din valoarea totală a proiectului pe care îl vor propune solicitanții, 20% este obligatoriu să fie contribuția financiară a solicitantului. Am să punctez aici contribuția financiară, adică nu se acceptă contribuție în termen de resurse umane sau echipament sau alte resurse, doar contribuție financiară. De ce ne dorim acest lucru? Este, în primul rând, pentru a responsabiliza un pic solicitanții și pentru că și din experiențele noastre anterioare în implementarea de proiecte,
Vedem că atunci când este o implicată și o parte proprie a solicitantului, este o mai mare responsabilitate și o mai mare implicare. Da, asta este. Da, mersi, mersi tare mult. Colegi, noi de obicei, dacă se întâmplă ceva major, infrastructura digitală într-un fel sau altul, Stella, eu văd mâna imediat. Atunci noi anunțăm despre chestia asta ca să știe oamenii. Deci ieri Republica Moldova a lansat un produs nou. De fapt este un exemplu după mine super fain, în care se pliază mai multe elemente și de fapt ceea ce spunea Cătălina acum. Deci o soluție digitală nu soluționează doar o problemă, da, a unui antreprenor, ci de exemplu, dacă vorbim de servicii sociale, poate să fie dezvoltată de cineva privat, dar să aibă un impact social major, de exemplu, sănătate. Da? Adică un centru privat de familie are o funcție mult mai mare decât pur și simplu un antreprenor privat. Sau dacă vorbim de soluția de transport, de fapt se folosesc toți cetățenii municipiului sau municipiilor corespunzătoare. Exact așa o soluție este acel program voucher cultural. Noi anunțăm dacă s-a întâmplat ceva major, încă o dată vă spun. De fapt, ce este voucher cultural? Este o sumă de 1000 de lei care obține oricare cetățean care împlinește 18 ani, în ziua când a împlinit 18 ani, ieri s-a întâmplat cu un cetățean acest lucru și a aplicat, și cu acești 1000 de lei poți să mergi la un eveniment cultural. Deci poți să-ți selectezi să mergi la un teatru, la circ, la cinema și așa mai departe, la niște cursuri de reprofilare sau de recalificare în ceva. Deci e super important acest lucru. Unica condiție, și uitați-vă cât important este să-ți obții semnătura digitală, care este cheia ta, din câte noi deja discutăm de 1 milion de ore aici, spre toate soluțiile digitale din Republica Moldova. Deci ai împlinit 18 ani, ți-ai luat cheia de semnătură digitală de la Orange sau de la Molsal, ai aplicat, ai găsit pe site-ul vouchercultural.md, este un site specializat, unde vezi care este oferta și ce poți face tu cu acești 1000 de lei pe care tu îi primești prin MPay, o altă platformă funcțională în Republica Moldova, și poți să mergi la film, poți să mergi la teatru, poți să folosești sau poți să mergi la Palatul de Cultură Bodgros din Cahul. Tare sper că în Cahul oferta culturală pe aceste resurse informaționale va fi sau este deja. Nu am privit, dar trebuie să privim și această oportunitate pentru Cahul. Stella, o să vă fac conexiune cu colegii de la Agenția de Guvernare Electronic să vedem dacă eventual putem să inserăm mai multă informație despre evenimentele culturale din Cahul ca să beneficieze și cei tineri care devin maturi de oferta culturală a dumneavoastră, nu doar a Palatului de Cultură, ci la modul general al regiunii. Ok, haideți să mergem mai departe. Dacă vreți să spuneți ceva sau să faceți un apel de cooperare, pentru că nu este doar apel de chemare să aplicați, da? Ci noi avem nevoie de mai multă cooperare, pentru că, după mine, această cooperare, coordonare la nivel local, mi se pare una încă insuficient pe această dimensiune de transformare digitală. Cui și în ce ar consta acest apel spre cooperare și cui vreți să-l lansați? Și dacă vreți să comentați până la acest moment și după care noi avem niște întrebări micuțe. Stella? Da, eu într-adevăr îmi doream să punctez acest subiect și anume pentru regiunea Cahul este foarte mult accent și focus din partea noastră pe partea de educație. Ne dorim servicii cât mai bune și mai calitative pentru copii, pentru tinerii noștri. În felul ăsta avem și un prezent și un viitor mai bun, dar și interes din partea familiilor tinere de a rămâne în Cahul sau de a veni în Cahul, pentru că astfel vor beneficia copiilor de o studii mai bune, de condiții în școală și grădinițe mai bune. Și aici invit toți directorii de grădinițe, toți directorii de școală să privească această oportunitate, inclusiv pentru îmbunătățirea serviciilor ce o prestează ei, inclusiv prin prisma pe care o pot crea, legătura pe care o pot crea cu părinții prin intermediul online-ului. Sunt tot felul de platforme, sunt tot felul de tehnici simpliste, care atât scurtează din timpii de așteptare, cât cresc și calitatea serviciului prestat, dar mai ales îmbunătățesc legătura între școală, între colectiv, părinte și copil. Din insuficiența de timp, de foarte multe ori nu reușim să ajungem noi la măduvă, la esență, dar anumite platforme sunt gândite deja, nu este neapărat să inventăm noi roata, într-adevăr, sunt gândite deja și funcționează în această direcție. Iar ca și impact este unul uriaș.
nu este un singur domeniu al cărui beneficiar sunt 30-40 de oameni, ci este vorba de toți copiii, de toate familiile, de toate instituțiile de învățământ, preșcolare și școlare, care pot profita de această ocazie acum uriașă de a adopta un tool, un site, o platformă care să utilizeze această transparență și să îmbunătățească serviciile pe care le prestează, dar și să economisească foarte mult timp pe care ei, din păcate, trebuie să-l aloce acestei birocrații pentru a păstra această legătură. Și tot aici aș conecta toate instituțiile culturale, școală muzicală, școală de pictură, palat de cultură, toate cluburile noastre sportive. Spuneam la început că municipiul Cahul anul acesta a câștigat titlul de capitală culturală și lucrul ăsta despre ce vorbește? Despre faptul că aici forfotește cultura zilnic, cum spunea și Natalia mai devreme. Palatul de cultură a nostru este de dimineață până seară plin de copii, plin de activități unde se dezvoltă lucruri și se fac. Lucrul ăsta este nevoie să-l facem mai vizibil, mai pe înțelesul tuturor și mai accesibil din punct de vedere al timpului, pentru că el, în multe dintre ele sunt gratuite, deci nu este din perspectiva asta accesibilitatea o problemă, ci din partea de a nevoioasă a înregistrării, a vizibilității, a comunicării și așa mai departe. Noi, ca și primărie, avem o secție de management a proiectelor unde cu certitudine suntem cu ușile deschise și unde putem să ajutăm. Este vorba de etajul 3, 301. Vă apropiați de noi, noi vă facem legătura cu Cătălina, cu Natalia, să putem să absorbim maxim din această oportunitate. Iala, v-au întrebat cei de la Ministerul Culturii și Dezvoltătorii Soluției despre programul cultural din Cahul? Pentru că eu tare vreau să văd, așa cum practic în fiecare weekend eu merg undeva cu copilul meu, aici în Estonia unde mă aflu, dar să vină lumea la Cahul cât mai mult, să nu vină doar la cele câteva festivaluri care au loc. Ce ați cooperat, au discutat cu voi, ce trebuie de făcut, ce mesaj le transmitem măriilor sale, domniilor sale pe această dimensiune? Eu cred că până ajunge la acest parteneriat și la îmbunătățirea lui și a comunicării între instituții, e nevoie și de mai multă organizare pe partea noastră, pe partea de comunicare și de vizual. Pentru că ce se întâmplă în Cahul și cât suntem noi de activ și cât suntem noi de bravo și așa mai departe, cunoaștem de foarte multe ori doar noi. Motiv pentru care s-ar putea la nivel național încă să nu fi fost noi diamantul ăla descoperit și prețuit. Aici, în momentul de față, dezvoltăm o platformă care scopul ei este de a întruni toate aceste activități pe care noi le facem în Cahul, teatru, majorete, sport, activități, campionate, festivalul și tot ce este aici interesant, să poată fi găsit pe acea platformă. Din acel moment, cu certitudine, focusul și atenția pe Cahul va crește. Iar în paralel, într-adevăr, putem lucra la anumite pârghii și anumite strategii împreună cu Ministerul Culturii pentru a face lucrul ăsta mai vizibil. Recent chiar am avut lansarea unei picturi extraordinar de frumoase și vă invit, când ajungeți în Cahul, să o vizitați. Este vorba de aproximativ 1000 de metri pătrați, pictați în dor de casă. Este în cadrul unui proiect destinat băștinașilor, unde au contribuit toți care au putut, cu mic, cu mare, pentru a își lăsa amprenta pe acel zid tot ce ne leagă pe noi de Cahul. Pictorul Alexei Luca a redat în totalitate toată căldura moldovenească, toată cultura, tradiții, obiceiuri, gastronomie și tot ce este mai frumos la noi și despre noi. Aceste lucruri necesită a fi promovate și pentru această promovare avem nevoie de aceste soft-uri, programe, metode, strategii, parteneriate și comunicare. Corina, ce trebuie de făcut să avem o cooperare, coordonare și comunicare mai bună pe acest domeniu? Eu vreau să văd cât mai mulți oameni care merg la Cahul și noi, dacă vorbim despre Cahul, despre capitală digitală și capitală culturală a Republicii Moldova, eu mă refer nu doar la cei care locuiesc în Cahul și în împrejurim, mă refer la toată Republica Moldova. Ca să nu ne reamintim de cum s-a numit, cine și-a aduce aminte, cum s-a numit acel program național sau cea mișcare în pandemie, haideți să nu vizităm nu știu unde departe, cum se numește, hai acasă, cum se numește, Corina. Ce trebuie de făcut să avem mai mulți oameni în Cahul,
Pentru că un om care vine și vede acea pictură a domnului Luca de 1000 de metri pătrați, care este unicată în Republica Moldova, sau acele vitrale super specifice pentru Cahul sau Nu for Wolves sau așa mai departe, să vadă mult mai mult și să aducem cât mai mulți oameni la Cahul. Inclusiv din domeniul IT. Corina? În primul rând, cei ce ar interconecta sau ar institui colaborarea și i-ar aduce la Cahul ar fi competiția. Eu îmi doresc competiții sănătoase în rândul antreprenorilor de acolo, competiții sănătoase în rândul structurilor publice. Și când spun sănătoasă, nu să fie neapărat primii, dar să dea soluțiile care ajung la cât mai mulți, la cât mai mulți clienți, la cât mai mulți cumpărături, la cât mai mulți plătitori de taxe, pentru că asta ar însemna, în definitiv, dezvoltare regională. Eu spun competiția și din considerentul că dacă nu ne adaptăm noi în termeni utili, riscăm să nu mai fim parte a procesului și să ne scoată pe din afară cei care vin, noi, noua ligă, dacă vreți, cei care își iau voucherul cultural. Și de ce spun lucrul ăsta? Noi, la moment, avem în cursuri de robotică și programare 120 de copii care vin sâmbătă și duminică și învață aceste lucruri. Copiii care învață la 14-15 ani să facă o pagină web sau fac programare la 10 anișori, ei nu doar vor cere servicii digitale, ei vor alege în rândul competiției, fie vor rămâne la Cahul, dacă există aceste condiții, fie vor pleca. Și aici nu vorbim doar de Chișinău și Galați. Așa că noi trebuie să punem accent pe această competiție, să dezvoltăm rapid ca să putem avea acea dinamică și să păstrăm generația tânără în regiunea Cahul. Corina, mersi tare mult. Eu fac un mix dintre tot felul de întrebări care îmi vin și din cele care le-am pregătit eu. Natalia, Cătălina, uitați-vă o întrebare directă la dumneavoastră. Sună în felul următor. Noi suntem pe platforma Menticom, acolo fuge jos burtieră, se numește Radu, spune la chestia asta, cu un cod și noi acolo avem câteva opinii. Deci, o întrebare exactă. Limitările, nu a scris cine a adresat-o, limitările bugetului, în paranteză, minim 20.000 euro per proiect, descurajează proiectele de digitalizare mai mici. Se poate micșora plafonul, întreabă cineva, dar nu s-a prezentat. Natalia, Cătălina. Pot să intervin eu aici? Te rog. Mă cupletez și tu. Da, noi am fi putut, sau nu știu, donatorii împreună cu noi, am fi putut gândi un proiect în care să susținem idei mult mai mici și mult mai multe. Dar asta ar fi reprezentat un impact diferit și o parte operațională, cumva, un proiect în sine un pic mai diferit. Noi chiar întrebarea asta exact ieri am discutat-o pentru că, în special, colegii din domeniul turismului ne-au adresat-o. Pentru că ei exact spuneau, noi nu avem nevoie de instrumente super sofisticate care costă foarte mult, de multe ori avem nevoie de o pagină web în care să integrăm, de exemplu, metoda de achitare care să fie la fel online și de rezervare. Chestia asta poate să coste chiar și până la 10.000 de euro. Noi asta foarte bine înțelegem, dar noi vrem să capacităm regiunea per se. Și chestia foarte interesantă care s-a primit din problemuța asta mică este că atunci a fost pusă altă întrebare. Dar se poate noi să facem un grup de inițiativă din mai multe companii din domeniul turismului și dacă noi toate împreună avem aceeași problemă, se poate noi să venim iată cu o problemă mai mare și cu o soluție mai mare care necesită și un buget mai mare. Păi iată exact asta noi ne dorim. Noi ne dorim să vină grupuri de inițiativă care să fie cu probleme de digitalizare de o scară un pic mai mare. Deci atunci când noi o să avem de ales dintre digitalizarea transportului public din municipiul Cahul, ca și exemplu foarte concret care știu că se vehiculează și a fost și antreprenorul prezent, sau crearea unui website pentru o pensiune turistică care va avea un potențial foarte mic, deci nu este vorba doar de buget, este vorba și de diferența dintre impact. Noi, setând limita asta de 20-40 de mii de euro, noi am setat, de fapt, impactul pe care vrem să-l aducem în regiune. Natalia, dacă îmi permiți, un website pentru o pensiune turistică nu este o soluție digitală, este un panou informativ care informează cetățenii despre ceva.
Exact, absolut, absolut. Adică dacă ar mai fi acolo explicația că, uite, poți face rezervarea online, poți face achitarea online, poate se mai poate percepe ca o digitalizare a procesului de lucru cu clienții sau potențialii clienți. Dar pur și simplu un landing page care este cu scop de informare și de comunicare, nu, cu siguranță asta nu s-ar plia cu ideea de transformare digitală. O mică concluzie la ce ai spus, te rog să mă corectez dacă greșesc, voi nu urmăriți doar ca să dezvoltați o soluție pentru un antreprenor X, Y sau Z, ci unul dintre scopuri este să, nu știu, să creați cât mai multe comunități, dacă doriți, ca să aibă un impact cât mai mare, ceea cu ce am început discuția. Cătălina, vrei să adaugi ceva aici? Nu, de fapt a fost spus tot ce este cel mai important. Într-adevăr, ne dorim soluții care să cuprindă un areal cât mai mare și să aibă un impact cât mai mare. Asta este cea mai importantă condiție. Poate aici ce aș adăuga este că poate noi nu o să fim super strict, că dacă soluția va fi, nu știu, la preț de 18.500 de euro, poate comisia de selecție poate să discute și să zic, ok, chiar dacă este un pic mai puțin decât 20.000, putem discuta, putem include. Și careva, poate, flexibilitate, teoretic, ar putea să existe. Dar ținta este totuși în limita asta. Așa, Corina, Natalia, Cătălina, spuneți-ne, vă rog, exact cei care ne ascultă, pentru că el va rămâne acolo undeva și oamenii pot reveni la ei și noi o să scriem foarte clar aceste lucruri. Pe timeline, da? Ce ne așteaptă, la ce să ne aștepte potențialii aplicanți? Deci, când, ce sesiune are loc, după care dată nu se mai poate de făcut ceva și așa mai departe, ca să fie foarte clar și fără ambiguități. Deci, care sunt următorii pași foarte exact? Am să răspund eu, dacă îmi permiteți. Următorii pași, cât mai exact, sunt data de 24 noiembrie, în care venim cu sesiunea de întrebări și răspunsuri online pentru companiile IT, pentru potențiale solicitanți și pentru toți cei interesați de acest program. Unde găsesc această informație? Oricine? Pagina de Facebook Digital Impact Program Focus on Kakul, pagina web a programului, pe toate platformele Startup City Kakul, Startup Moldova, și pe toate grupurile din social media din această regiune. Și dacă au întrebări neclare, se adresează cui? Dacă au întrebări neclare, se adresează mie sau la adresa de email community@startupmoldova.digital sau la oricare dintre colegile mele, cu siguranță o să găsim timp pentru fiecare să răspundem. Ok, 24, mai departe. 24. Următoarea etapă este data de 30, în care este deadline-ul pentru aplicări. Aplicări în prima etapă, nota conceptuală. Deci, la momentul respectiv ar trebui să cunoaștem aceste două date. După care vom merge în a doua etapă de aplicare, deja cu solicitanții preselectați. Deci, până pe data de 30, cei care doresc să aplice, trebuie să aplice, nu mai decât, cel puțin ideea de bază. Și ideea de bază este super importantă, ați spus voi ieri, că nu este o procedură complexă. Este un formular super simplist, simplificat, fără a intra în foarte multe detalii, care nu necesită o pregătire super specială. Deci, până pe data de 30, nească la armată. Deci, până pe data de 30, vă rog să vă apreciați cu proiectele care vreți să le finalizați. Așa cum am promis, timpul zboară, 56 de minute, 57 deja a trecut, așa că ne avem câte un minut pentru un cuvânt de încheiere. Dacă vreți, ceva va scăpa, ceva vreți să spuneți numai decât fiecare dintre dumneavoastră, vă rog să o faceți în acest moment. Începem cu Stella. Stella, apropo, în 2010, așa noi mai glumim câteodată aici, când ne permitem, în 2010, când a apărut Agenția de Guvernare Electronică Republica Moldova, sau 11, nu țin minte exact, deci prima directoare a fost Stella Mocan, doamna Stella Mocan. Atunci toată lumea glumea că nu este Stella, ci este Stella. Uitați-vă că Stella a plecat din Republica Moldova, nu lucrează aici, este implicată în mai multe procese, inclusiv aici. Dar noi, eu sunt super happy și bucuros că avem o nouă Stella în Republica Moldova. Și poate puteți să ne spuneți ce se întâmplă că din 886 de primării din Republica Moldova, doar primăria Kahul are un viceprimar chiar... Așa? Nici nu vreau să calculez procentual. Care e problema și de ce nu există o deschidere? Dacă puteți, asta e ultima întrebare către Stella, și să închideți cumva un cuvânt de încheiere. Care este problema în cazul celorlalte primării? Probabil nu au apucat doar să-și manifeste sau să-și facă auzit intenția.
De ce este manifestat în cazul nostru? Pentru că la nivel de administrație suntem pe aceeași lungime de undă cu domnul primar, aceleași viziuni le avem în cadrul proiectului EU for Cahul. Am elaborat strategia de digitalizare a municipiului Cahul, este aprobată și de către Consiliul Municipal, deci suntem o echipă destul de mare care susținem această direcție de dezvoltare a municipiului Cahul. Ne bucurăm să vedem și din rândurile agenților economici și a partenerilor noștri aceeași viziune și aceeași deschidere. Ce aș spune eu în încheiere, în susținerea și încurajarea aplicațiilor, este că digitalizarea, tehnologizarea, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă simplu. Înseamnă simplu, accesibil, pe înțelesul tuturor și facil. Înseamnă din stadiul în care noi suntem acum să trecem la un nivel mai ușor, mai simplu. Nu complicați lucrurile, nu încercați să vedeți prin acest mecanism o complicare a lucrurilor, o complicare a vieții noastre. De fapt, digitalizarea vine pentru a simplifica. Deci ideile trebuie să fie simple, clare și cu impact pe un număr cât mai mare de persoane. Și nu cred că există idei care, nu știu, să fie cumva jenă să le aplicăm. Eu cred că Cahul este acel gem sau sandbox, numim noi, în care fiecare idee, nu există idei greșite, cineva spunea ieri, da, Natalia, sau cineva vorbea subiectul ăsta, deci nu va fi jenă sau cumva să veniți cu oricare idee care poate schimba, simplifica lucrurile și le face mult mai eficiente. Ok, un cuvânt de încheiere, Corina. Da, mersi. Noi nu știu neapărat dacă e un cuvânt de încheiere, e mai mult un îndemn pentru cei din regiunea Cahul să îndrăznească, să-și dorească și să scape de această reținere care spune da, dacă nu o să-mi reușească. Noi suntem acolo pentru a oferi suport, atât tehnic cât și financiar în aceste procese și chiar să oferim și partea de instruire și ghidare, să aducem acolo expertiză și scopul comun al nostru și a celor din regiune să facem regiunea mai puternică, mai prosperă, cu mai mare capacitate de găzdui oameni, profesioniști, care la rândul lor au pun presiune pe dezvoltarea regională și contribuie la asta și să valorifice faptul că există EU for Moldova Startup City Cahul, la Cahul, în sediul universității cu parteneri cheie, așa cum sunt primăria municipiului și universitatea. Corina, apropo, mersi. Apropo, dacă cineva nu găsește pe Cătălină sau Natalia sau pe tine, ei pot merge și în acest birou să, nu știu, să fie redirecționați cumva? Sigur că da, avem trei colegi care sunt la dispoziția fiecărui cetățean interesat, fie de servicii educaționale, fie de programe de instruire, fie de program pentru suport pentru antreprenori. Trei colegi care sunt mereu prezenți în sediul universității, la primul etaj, o găsiți acolo pe Rodica Negru, colega noastră, Nicolae Mocanu, care se ocupă de programele educaționale, Tatiana Bejan, care este responsabilă de domeniul de comunitate și antreprenori. Super, deci aveți cei care eventual ne urmăresc, aveți și această oportunitate, dacă nu găsiți Cătălina. Sunt sigur că Cătălina o găsiți foarte rapid. Natalia, un cuvânt de încheiere a acestei discuții. Da, dacă îmi permiți, Victor, eu am să răspund la o întrebare la care n-am apucat să răspund. Asta cu așteptările. Noi discutam asta în drum cu echipa și cu mentorii ieri în autocar de la Cahul spre Chișinău după eveniment și ziceam că, uite, ce îmi doresc eu de la programul ăsta este ca peste un an jumătate de zile, așa să am un sentiment că, uite, nu numai că la Cahul lucrează ceva și asta e un exemplu pentru toată țara, dar noi chiar am contribuit cumva la asta. Noi chiar cumva am fost parte din tot procesul și mentorii la fel erau cumva așa visători. Dar voi vă închipuiți că noi am putea, într-adevăr, nu știu, să implementăm ideea asta sau ideea asta. Deci cumva eu sentimentul deja îl simt că, uite, noi real putem să facem ceva extraordinar la Cahul. Pur și simplu noi încă nu știm exact ce asta o să fie, pentru că sunt o mulțime de soluții, o mulțime de idei. Urmează să le alegem doar. Așa că eu sper că noi o să păstrăm sentimentul ăsta de visare, de nu știu, de intenție așa pozitivă, într-adevăr să aducem un impact foarte bun și de care să ne mândrim. Pur și simplu să ne mândrim pentru că facem lucruri frumoase. Natalia, mersi, eu am același sentimente că chiar acum stau cu Cahulul în față și vreau să-i văd capitala digitală cât mai rapid, pentru că realmente cred că Cahulul este acel, nu știu, acel oraș nici prea mic, nici prea mare, în care sunt toate elementele conexe. Deja nimeni nu poate spune că nu există un element care nu poate, într-un fel sau altul, susține acest deziderat de transformare digitală locală. Cătălina?
Eu vreau să spun două lucruri importante. Unul, în cazul în care este cineva care are această jenă despre care am vorbit sau are dubii la ideea cu care să aplice, să știți că noi suntem oricând disponibili să vă răspundem la întrebări. Ieri fiecare dintre mentori și-a lăsat datele de contact pentru participanți, pentru toți cei care au fost prezenți la eveniment. Și noi, și Startup City Cahul, și partenerii locali suntem deschiși să răspundem la întrebări și eu tare sper că chiar dacă noi de bază cumva suntem în Chișinău, ne străduim să fim prezenți în regiune și sper că această distanță nu va sta în calea comunicării digitale și comunicării online. Și al doilea moment important pe care aș vrea să punctez, iarăși despre așteptări, pe lângă faptul că ne dorim într-adevăr soluții puternice și cu impact în regiune, vreau să zic că sensul așteptări și pe termen lung, nu doar pe termen scurt, așteptările pe termen lung, decentralizarea și crearea condițiilor pentru cei din Cahul să rămână acasă, pentru că am avut un proiect anterior în Cahul în care am fost responsabilă de dezvoltarea unor produse și vă spun sincer, a fost raionul în care foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit mi-au spus cu mâna pe inimă că ei doresc să rămână în Cahul pentru că iubesc această regiune. Și vreau să vă zic că noi ne dorim anume acest lucru, să creăm oportunități pentru dezvoltarea acasă și să scădem inegalitățile economice între regiuni. Cătălina, da. Spune dacă până la final de program cineva dintre noi s-ar muta la Cahul. Natalia, nu știu tu, dar eu am trăit la Cahul destul de mult datorită Corinei și Stelei și eu consider Cahulul unul dintre satele mele, știi cum, eu asta repet de fiecare dată. Da, pentru că dorim să-l schimbăm. Mersi tare mult, sper că la Startup Moldova voi aveți și doamne, nu numai doamne. Un pic la sfârșit. Reamintesc aceste discuții publice sunt organizate în cadrul unui proiect, se numește Creșterea rolului centrelor de cercetare a sprijinirea efortului național de integrare europeană Republicii Moldova Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, care eu îl reprezint, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică Republicii Moldova și privesc.io, care este realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Nu uitați, Moldova va fi digitală. Și Moldova Digitală trebuie să înceapă de la capitala digitală a Republicii Moldova, care se numește orașul și regiunea Cahul. La revedere, o zi bună în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai bun. Salut mâna!